Virginia Mirea, mă bucur că avem câteva minute pentru a sta de vorbă. Acum, când se întâmplă ediția 2017 a Festivalului Național de Teatru, un eveniment care are un hashtag, pentru că astăzi tot ce se întâmplă în spațiu public trebuie să aibă și un hashtag. Teatrul schimbă lumea. Eu vreau să vă întreb cum vă schimbă pe drum de voastră. Pe mine teatrul m-a schimbat deja. Adică sunt la o vârstă și într-un moment al existenței mele teatrale când pot să spun lucrul ăsta, pentru că am trecut prin multe experiențe teatrale, m-am întâlnit cu foarte mulți regizori importanti și cred, pot să spun lucrul ăsta, că am jucat în foarte multe spectacole extraordinare, haideți să lăsăm la o parte falsa modestie. Bineînțeles. Le spun extraordinare pentru că întâlnirile au fost de așa natură și pentru că experiențele respective au marcat lucrul ăsta. Așa că mă consider un actor care deja este marcat de acest, ca să spunem așa, este ștampilat. Amprentat, da, exact, da. Deci n-a fost o schimbare care s-a întâmplat odată și gata, ci de fapt este o schimbare care se petrece de fiecare dată, absolut, cu fiecare rol nou sau cu fiecare întâlnire. Absolut, absolut. Adică asta este și farmecul acestei meserii și dacă există și pasiune și dacă există o dăruire totală, în care eu cred, adică cred că nu poți să faci nicio meserie dacă nu ești... nu te dăruiești acolo, total, da. Și nu ești acolo. Ori tot ce s-a întâmplat cu mine până acum consider că a fost, din punctul meu de vedere, extrem de bine, m-am îmbogățit extraordinar, că de fapt întâlnirile cu oamenii nu neapărat importanți, dar cu oamenii în general te îmbogățesc, te fac să fii mai atent. Să fii mai atent și în jurul tău, și cu tine, și la ceilalți. Există așa o... există un... să-i spun, o aventură în care pleci și... e bine să nu știi... Unde vrei să ajungi, unde neapărat. Unde vrei să ajungi. Pentru că de multe ori e mai interesant ce se întâmplă pe drum. Exact. Da. Publicul, de la public vine foarte mult... publicul, există spectacole în care publicul ridică un spectacol. El ridică mult. Alt public e mai ușor, mai acceptă mai repede niște lucruri. Altul care nu prea pricepe din prima niște lucruri. Dar, una peste alta, publicul este, la urma urmei, partenerul nostru esențial. Pentru el facem lucrurile astea. Către el ne ducem să și dorim să ne facem înțeleși. Pentru bucuria lui și dacă el este bucuros, ne bucurăm și noi. Pentru că pleci cu o satisfacție extraordinară. Nu mai simți nicio oboseală, nici efort, absolut nimic. Este esențial publicul, la urma urmei. Este ultimul lucru esențial din facerea unui spectacol. Mă bucur că m-ați adus aici, pentru că, într-adevăr, în această săptămână Bucureștiul își potrivește pasul cu ce se întâmplă la Festivalul Național de Teatru. Dumneavoastră, cei care sunteți parte din el, vă puteți bucura și de spectacolele altora? Mai aveți energie și timp să mergeți, să vedeți? Da, poți să-ți alegi. Da. La ce spectacole, dacă ai timp, poți să mergi. Și da, am mers de multe ori. Acum, la festivalul acesta, voi putea să văd doar două spectacole pe care mi le-am ales deja. Din pricina că sunt ocupată, dar în general merg și actorii merg la spectacole, să vadă spectacole. Da, sunt interesați. Pentru că există, vin tot felul de regizori cu idei noi, trupe care se manifestă într-un anumit fel în spectacole speciale, sunt unele spectacole experiment. În fine, e un melanj foarte interesant de spectacole și de întâlniri. Perfect, deci iată că e o ofertă, aș spune eu, mai mult decât satisfăcătoare pentru toți cei care, și poate și în urma scurtei noastre discuții de astăzi, vor vrea să vină să vă revadă pe scena de teatru. Mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc și aștept!